ca Leia și Rahela la fântână. Cu turmele în zor și pe-nsera, se-adună credincioșii împreună. Lângă izvorul binecuvântat, aici la fântâna îndurării, aici, lângă veșnicul izvor, Iisus din apa binecuvântării, alină însetarea oilor. Nu uita, nu uita să vii cu găleata ta la Iisus, la izvor, la fântâna oilor, la fântâna oilor. Nu uita, nu uita să vii cu găleata ta la Iisus, la izvor, aici Domnul e păstor, aici Domnul e păstor. El vine de departe din pustie și se oprește lângă însetați, ca să ne dea din apa lui cea vie, să-i mângâie pe aceia întristați. El a venit la turmă să slujească, să-și dea viața pentru a sale om, ca Leia și Rahela să-ngrijească. Iisus Mântuitorul e cu noi. Nu uita, nu uita să vii cu găleata ta la Iisus, la izvor, la fântâna oilor, la fântâna oilor. Nu uita, nu uita să vii cu găleata ta la Iisus, la izvor, la fântâna oilor, cu al Domnului popor. Și după ani și ani de ocrotire, el se va întoarce în țara Canaan, ca moștenire, salvându-le din casa lui Laban. El ne va duce dincolo de zare și ne va da nespuse bucurii și împărăția vieții viitoare, și vom trăi cu el în veșnicii. Nu uita, nu uita să vii cu găleata ta la Iisus, la izvor, la fântâna oilor, la fântâna oilor. Nu uita, nu uita să vii cu găleata ta la Iisus, la izvor, la fântâna oilor, aici Domnul e păstor.